de la Neața și astăzi pe canapea să discutăm despre rănile copilăriei pe care unii le consideră alini sau răsfăți, da? Rănile copilăriei care ajung în perioada adultă să ne afecteze foarte tare, inclusiv relația de cuplu, căci despre ea discută. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Se spune că sunt 5 răni ale copilăriei, dacă am stat să le analizăm, cred că identificăm mult mai multe, dar da. Putem să facem 5 mari categorii. Putem face și ce am observat la clienții mei, care sunt oameni după divorț, care se miră de ce mereu repetă aceleași tipare. De ce dacă au atras prima dată un partener care i-a înșelat, următorii parteneri continuă să-i înșele? De ce dacă primul partener te-a umilit sau s-a purtat urât cu tine, următorii parteneri fac același lucru? Uh-huh. Și cumva zice, am ghinion, dar de fapt Liz Bourbeau a identificat aceste 5 răni care ne arată un pic ce facem noi din tiparele noastre. De ce ne comportăm mereu la fel? Și odată ce descoperim de ce facem aceste lucruri, putem să le vindecăm și să îndepărtăm acest tipar. Okay. Practic ce se întâmplă? Când suntem bebeluși, suntem ok. Însă pe parcursul vieții noastre de copil mic, părinții intervin asupra noastră și creează anumite reacții ale copilului. Aceste 5 răni care sunt așa: rana de respingere, rana de abandon, rana de umilire, rana de trădare și rana de nedreptate. Putem avea o rană, putem avea două răni, sau putem să le avem pe toate. În general, nu scapă nimeni. Cam toată lumea are o astfel de rană. Ce se întâmplă când noi, ca și copii, aveam această rană? Preluată de la părinții noștri care nu au vrut să ne facă neapărat rău, adică dacă ne-au abandonat, nu au abandonat că au vrut să scape de noi, ci poate au trebuit să meargă la serviciu sau să muncească în străinătate. Dacă ne-am simțit umiliți, poate ne-au comparat cu colegii de clasă și noi am simțit că altul e mai bun decât noi. Și ne-am trezit cu această rană, care o avem în noi. Ce facem mai departe noi, ca și copii, creștem ca adulți? Începem să o acoperim. Să o acoperim cu anumite măști. Și fiecare rană vine cu o mască. Și noi ajungem ca la viața adultă să fim niște măști. Cel care a fost respins când era copil se va simți tot timpul respins și va pune o mască de fugar. El va fi mereu pe fugă, va fi mereu cel care va respinge, se va ține trist și ascuns, în așa fel încât rana asta de respingere să nu-i fie amintită. Este și personajul care nu se implică tocmai din frica de respingere. Și este primul care respinge. În clipa în care el știe că la un moment dat partenerul va respinge, ca să nu ajungă momentul ăla de durere pentru el, pentru că îi reamintește când a fost el respins, respinge el primul. Mm-hmm. Și atunci e safe. L-am respins, nu mai am nicio problemă. Da. Cel care a fost abandonat, s-a simțit abandonat. Abandonat poate fi și lăsat pe mâna unei bune. Va face masca dependentului. Acest om va fi dependent de ceilalți, de oameni, de situații, de locuri, de locuri de muncă. Sunt oameni care nu pot să renunțe la ceva ce au, pentru că s-au atașat foarte tare de aceste lucruri. Nu doar obiecte, ci și comportamente. Comportamente, situații, pisici, nu pot să renunțe la nimic, pentru că au această dependență. Și de multe ori ei sunt victime. Ca să se facă auziți și văzuți, joacă acest rol de victimă. Mereu e o problemă în viața lor. Și atrag probleme, pentru că asta vor să demonstreze. Evident. Cei care au fost umiliți dezvoltă această mască a masochistului. O să descoperim un masochist că este și mai plinuț. De obicei, oamenii ăștia mănâncă mai mult pe fond nervos. Cumva ei vor să se protejeze de această umilință într-un țesut adipos mai mare. Umilință însemnând nu neapărat cea ritoasă, cea ce se poate observa, ci pur și simplu posibil să veșnicile comparații cu colegul de clasă. Sau ți-a spus când erai mic că ești grățunel, sau ți s-a spus un frățel, sau ți s-a spus, știu, feluri în care tu le-ai luat ca pe umilință, sau în clasă ți s-au făcut diverse glume pe seama ta, și atunci tu încerci să te protejezi. Acești oameni sunt foarte sensibili, nu se văd importanți, sunt mereu în umbră, pentru că ei cumva se feresc de o altă umilință și atrag, bineînțeles, în viața lor situații în care vor fi umiliți, că așa se întâmplă. Unde am ajuns? La ce mască am ajuns? Suntem la a treia mască, la masochist, da. La cel care a fost umilit și ajungem la masca de cel care a fost trădat. Care acest om va fi în super control. Deci cel care a fost trădat și în general de părintele de sex opus, să spunem că tăticul ți-a promis când erai fetiță că, nu știu, o să te ducă undeva și nu te-a mai dus. Tu ai simțit acest lucru ca pe o trădare, deci primul bărbat din viața ta te-a trădat. Ce vei face în viața de adult? Vei încerca să fii perfectă, femeia sau bărbatul perfect, în așa fel încât să nu mai fii trădat a doua oară. Ce vei atrage? Vei atrage parteneri care te vor trăda unul după celălalt. Cumva, în această dorință de a controla ceea ce se întâmplă în viața noastră, aceștia sunt acei control freak. La mine, la cabinet, când vin, îmi povestesc cum au căutat în telefoane, cum au plasat diverse microfoane,
ei sunt. Sunt cei care au această rană de trădare. Deci în această dorință de a fi perfect și de a controla, până la urmă fac în așa fel încât partenerul chiar e împins cumva să zică, domne, prea mă chinui. Ultima mască este cea a nedreptății. Cea a nedreptății, când masca este a rigidului, este justițiarul. Justițiarul este cel care întotdeauna vrea să facă dreptate, întotdeauna va atrage situații în care este nedreptățit. Este cel care, am clienți care depun dosare peste dosare în partaje, în custodii, deci cei care îi găsești în tribunale, în general au mult din rana de nedreptate. Sunt persoane rigide care nu își arată emoțiile și care vor ca lucrurile să fie corecte. Când o să avem timp, o să discutăm și despre cum putem să dăm jos măștile astea, că se poate, sau măcar să le dăm o urmă de machiaj, să le înfrumusețăm. Cu siguranță trebuie, de dragul copiilor noștri, pentru că nu vrem să ducem mai departe aceste răni și la copii. Și atunci trebuie să facem lucrul ăsta. Mulțumim tare mult, doamna dr. Gabriela Saulea, de găsit pe internet, de aveți nevoie de sfaturi tetate. Noi doar punctăm chestiunile esențiale într-o astfel de emisiune. Mulțumim încă o dată tare mult.